Un tânăr de 27 de ani din Strehaia a fost depistat în trafic în timp ce conducea un autoturism. Acesta era sub influența băuturilor alcoolice, dar nici nu deținea permis de conducere. Trage pe dreapta! Tânărul nu a oprit la semnalul regulamentar al polițiștilor care au pornit în urmărirea acestuia folosind semnalele luminoase și acustice, iar după numeroase somații, bărbatul a fost oprit după aproximativ un kilometru de urmărire în trafic. Persoana în cauză a fost testată cu aparatul etilotest, care a indicat o valoare de 0,71 mg alcool pur în aerul expirat, bărbatul fiind condus la o unitate medicală unde au fost recoltate probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. Polițiștii orașului Strehaia au depistat în trafic un bărbat de 27 de ani din aceeași localitate, în timp ce conducea un autoturism pe drumurile publice după ce a consumat băuturi alcoolice și fără a posedat permis de conducere pentru nicio categorie. Bărbatul nu a oprit la semnalele regulamentare ale polițiștilor aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, care au procedat la urmărirea acestuia cu autospeciala din dotare folosind semnalele luminoase și acustice. După numeroase somații, bărbatul a fost oprit după aproximativ un kilometru de urmărire în trafic. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat o valoare de 0,71 mg per litru alcool pur în aer expirat, fapt pentru care a fost condus la unitate medicală în vederea recoltării probelor biologice pentru stabilirea alcoolemiei. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere și conducerea unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice.